Și în fine, un ultim subiect se referă la sentința pe care Curtea de Apel Bacău a pronunțat-o vinerea trecută. Eu știți foarte bine că nu am comentat niciodată și nu voi comenta sentințele instanțelor de judecată, chiar dacă personal consider că nu e justificată, voi aștepta motivarea acestei sentințe și ulterior o voi ataca la Înalta Curte de Casație și sigur în funcție de rezultatul de acolo vom decide ceea ce este mai bine de făcut mai departe. Însă vreau să spun foarte clar că în condițiile în care va fi din nou o sentință nefavorabilă, nu voi avea nicio problemă în a depune demisia din funcția de primar dacă va fi cazul și nu mă voi prevala de, eu știu, acele tertipuri de a prelungi un eventual ordin de încetare venit din partea prefecturii. Voi respecta întru totul decizia sentinței judecătorești, însă am dreptul la această apărare, la această cale de atac și o voi uza cu toată încrederea și speranța că lucrurile vor evolua în direcția în care mi-o doresc eu.